Helicopterul s-a auzit zgomotul și odată s-a lăsat elicopterul în jos. Se vedea roșu, partea în stângă, spre Cogelac, așa, se vedea. Am auzit două explozii și am ieșit afară și pe deal aici se vedea flăcări. Așa s-au trezit noaptea trecută localnicii din zona Gura Dobrogei. Mai multe bubuituri s-au auzit în jurul orei 20. Oamenii speriați au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Da, eram în casă și dintr-o dată am ieșit afară. Explozii foarte mari, focuri foarte puternice. Noi eram în curtea mănăstirii și am auzit zgomotul de elicopter și la câteva minute, câteva secunde am văzut o flamă foarte puternică deasupra dealului pe un platou la noi. Și după aia iar încă trei pocnituri când lua foc el acolo sus pe deal. Un avion de tip MiG-21 Lancer a căzut pe un deal într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogealac și Gura Dobrogei. Iar după puțin timp, elicopterul Puma, care se afla în misiune de căutare-salvare, a fost dat dispărut de pe radar și ulterior a fost anunțată și prăbușirea acestuia. MiG-ul a fost în față. MiG-ul nu-i căzut aici. MiG-ul mai din mănăstire, cum e mănăstirea, e în stânga, MiG-ul, spre Cogealac. Cam pe stânga-i căzut el, între Gura Dobrogei și mănăstirii, în pădurea aia. O echipă Dobrogea TV a încercat să ajungă la locul accidentului aviatic, însă chiar și sub îndrumarea localnicilor, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, toate drumurile au fost blocate. Nu este cale de acces acolo, doar pe potecă, cine știe foarte bine zona aici. O altă încercare de a ajunge la locul accidentului, însă din nou un alt drum greu accesibil. Mai multe mașini au rămas deja împotmolite în noroi și nu mai pot avansa. Sunt mai multe ipoteze privind cauzele care au dus la prăbușirea celor două aeronave. În acest moment a fost deschisă o anchetă.